Una dintre cele mai interesante descoperiri despre Pământ din ultimele decenii se referă la polii săi magnetici. Înregistrările arată că polii s-au inversat de 183 de ori în ultimii 83 de milioane de ani. Asta înseamnă, în medie, cam la fiecare 450.000 de ani, deși, în cel puțin două cazuri, au trecut 10 milioane de ani între răsturnări. Câmpul magnetic al Pământului se confruntă în prezent cu unele schimbări rapide, iar oamenii de știință spun că acest lucru nu are nicio legătură cu răsturnarea polilor. Atunci când polii se inversează, oamenii de știință numesc acest lucru o inversiune geomagnetică, iar ultima a avut loc în urmă cu aproximativ 780.000 de ani.